De la începutul anului, în județul Suceava s-au înregistrat aproximativ 70 de cazuri de hepatită acută virală de tip A. Îmbucurător este faptul că față de anul trecut, evoluția cazurilor cunoaște un trend descendent, numărul îmbolnăvirilor în rândul populației fiind în scădere după maximul atins în luna octombrie 2014. Atunci s-au înregistrat 139 de cazuri. Reprezentanții DSP Suceava au precizat că în luna ianuarie au fost înregistrate 57 de cazuri de hepatită acută virală de tip A, iar în februarie 10 cazuri. Și asta după ce în ultima lună a anului trecut s-au consemnat 80 de îmbolnăviri, iar în noiembrie 100. Anul acesta cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Voievodeasa, Horodnic de Sus și Volovăț.